Adică faptele tale vor arăta cum este inima ta. Faptele tale vor arăta cum este inima ta. Și Domnul spune, există o legătură perfectă între ceea ce ești și între ceea ce faci. Așa că problema fundamentală a omului nu este ceea ce face, ci ceea ce este. Noi nu devenim răi pe zi ce trece. Tu ce s-a făcut rău pe zi ce trece. Noi suntem răi și pentru că suntem răi, ne purtăm rău. Da, ne putem împietri în răutatea noastră, putem să accelerăm procesul ăsta de înrăutățire a noastră, dar noi suntem răi prin natura noastră. Noi suntem răi prin natura noastră. Asta spune Sfânta Scriptură. Păcatul nu este un fapt izolat, un accident, ceva periferic, tangențial, ceva din exteriorul nostru. Trebuie să luptăm și să modificăm ceva din exteriorul nostru. Nu. Cel mai mare dușman al tău este în tine însuți. Cel mai mare inamic al tău, dușmanul tău de moarte este în tine însuți. Nu în exteriorul tău. Problema mea principală, și cine este? Andrei Croitoru. Și problema ta principală ești tu. Este mult mai ușor să identificăm în ceilalți, da? În copii, în nevastă, în nu mai știu cine, rău. Nu, rău este în mine. Problema este felul în care eu reacționez la stimuli exterior sau la circumstanțele exterioare. Dar felul în care reacționez depinde de ceea ce sunt eu. Depinde de ceea ce sunt eu.